Și încă o cutie a ajuns. Ghici, ghici, ce va fi aici? Performance Lamps. După cum bănuiți, aici sunt farurile pentru E46 Cabrio. La fel și farurile noastre, cele vechi și uzate. Cam așa arătau. Aici nici nu mai avem sticlă la semnalizare. După cum vedeți, cleme rupte, uzate la maxim. Și din așa, totul se transformă în așa. Și acestea sunt farurile. Avem aici Angel Eyes alb, fundal negru în spate. Abia așteptăm să le montăm pe mașină. Dar avem o mică dilemă. Acestea sunt semnalizările, nu prea ne plac. Hai să facem o mică comparație. Aici avem semnalizările originale. Ce ziceți? Care dau mai bine pe mașină? Originalele? Sau acestea care au venit împreună cu farurile? Cred că asta o să rămână, dar vom vedea la momentul potrivit când le vom monta pe mașină care vor da mai bine, semnalizările care au venit cu farurile sau semnalizările originale înfoliate cu folie neagră, fumurie. Voi ce ziceți? Lăsați în comentarii care credeți că ar prinde cel mai bine. Și a venit vremea să montăm și farurile și partea din față, bara și tot ce trebuie, da. Toate pe rând, deoarece avem probleme aici la fire, ca de obicei. Cum am avut și la stopuri, de ce să nu avem și la fire în față? Acum facem mici probe și rezolvăm problema imediat. Pozițiile. Da. Angel eyes-urile pornite. Angel eyes on, angel eyes off. În bara de M, grilajul, proiectoarele de ceață acolo jos în bară, farurile și tot ce ține de partea frontală. Hai să vedem ce o să iasă. Farurile au venit cu aceste semnalizări care nu ne-au plăcut deloc cum a arătat, așa că am luat un set pe original, doar că sunt fumurii. Acestea dau mult mai bine pe mașină decât chinezăriile astea ce au venit cu farurile. Astea chiar nu sunt frumoase deloc. Deci renunțăm la astea și le punem pe astea. Vedem-ne cum dă asta după aia. Și am reușit să montăm și partea din față, farurile, bara, proiectoarele de ceață, grilele, tot. Așa se vede mașinuța. Până aici totul este ok.
Bineînțeles că nu ne plac cum arată cu ochelarii ăștia simpli, așa, în jurul proiectoarelor. Și am cumpărat din ăștia dubli, ca să intre așa frumos aici, să acoperă și zona asta, să nu rămână gol, să nu se vadă urât, să se vadă bine. Priviți și voi aici diferență, dreapta și stânga. Ăsta da, ăla nu. Cred că o să trecem să curățăm acum prelata. Uitați ce murdară e. O să scoatem mașina afară și să ne apucăm să curățăm. Deci prima dată udăm prelata, o moiem puțin și după aia puțin mai bine. După aia o să aplicăm soluții. Eu o să vă arătăm noi imediat ce și cum. Ia să vedem ce o să iasă. For moment, prelata este udă. Stai, am înmuiat. Dăm cu o soluție specială pentru soft topuri, pentru pânza asta sau prelata, cum vreți să-i ziceți. Am terminat de spălat și soft topul. A ieșit foarte bine. Soluția și-a făcut treaba din plin. Am spălat puțin și mașina. Cam așa arată până în acest moment. Am scos și numere roșii, nu pentru Celica, ci pentru Cabrio. Să-l putem scoate la o tură, să vedem ce neajunsuri mai are.